Dragi prieteni, sunt Lavinia Sprânceană și vă spun bine ați venit la o nouă prezentare sub genericul Zebra. Prezentarea de astăzi poartă titlul Rece sau un clocot. Săptămâna trecută ați vorbit despre puls și impuls. Astăzi rece sau un clocot. Unde ne traversați de la puls și impuls la rece sau un clocot? Da, pentru mine a fost o tresărire, ca să folosesc cel mai confortabil cuvânt, a fost o tresărire să-mi dau seama că a fi rece este o dorință a lui Dumnezeu. El spune, o, te-aș vrea rece, o, dacă ai fi rece. Și a fi în clocot este tot o dorință a lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, mă duci în confuzie. Am ascultat tot felul de explicații pe parcursul vieții cu privire la a fi rece, a fi în lume, a fi mort față de Dumnezeu, a fi așa, a fi pe dincolo. Știu? Și normal că a trebuit să ascult, dar nu m-am declarat niciodată împlinit sau satisfăcut cu o astfel de explicație. Din moment ce Domnul spune, o, te-aș vrea așa. Așa am zis. Doamne, nu, ajută-mă să înțeleg ce vrei să spui prin cuvintele acestea. Și un pic de lumină așa, de zori s-au deschis în suflet. Dumnezeu vrea să fim reci față de păcat și de rău și vrea să fim fierbinți pentru Dumnezeu. Aceste două lucruri se petrec simultan, dar sunt tot la fel de reale manifestări. A fi rece față de păcat și de rău este o dorință a lui Dumnezeu aceasta. A fi fierbinte pentru Dumnezeu este o dorință a lui. Nu? Tu asculți un doctor când îți spune mănânci așa, te porți așa și îți dai seama că el urmărește sănătatea ta. Cu cât mai mult când l-auzi pe Dumnezeu care spune te-aș vrea să fii rece în acest domeniu. Rece, ce fel de rece? Mort. Noi nu suntem chemați să jucăm meciuri cu păcatul și să câștigăm meciul. Am câștigat meciul cu păcatul. Nu. No. Acesta este firesc și este o capcană. Nu câștigă nimeni un meci cu diavolul, niciodată. Este o singură stare în care se poate câștiga un meci cu diavolul, și anume când ești mort față de păcat. Ești rece. Atunci, indiferent ce îți aduce cineva și cum te provoacă cineva sau ce ar încerca să facă cineva, nu va primi niciun fel de răspuns, pentru că tu la acest capitol ești rece față de lucrurile acestea ale lumii. Te lasă rece. Problema intervine când se inversează situația. Despre asta vreau să vă întreb acum. Mă așteptam cum e că noi de multe ori suntem reci față de Dumnezeu și fierbinți sau în clocot, da, față de lucrurile pământești de care parcă nu ne putem despărți deloc? Da, aceasta este primejdia și din motivul acesta suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu, nu ca un eveniment. Ne vedem la casa Domnului și pe la revedere casa Domnului, plecăm la casa noastră. Nu, casa Domnului e sufletul meu. În momentul în care suntem reci față de Dumnezeu, automat, în același clipă, suntem fierbinți pentru rău. Și o să luăm un mic exemplu aici. Spre exemplu, părinții lui Samson îl sfătuiesc și îi spun cuvântul lui Dumnezeului. Uite, bunul Dumnezeu a spus că vei fi fericit și va fi bine dacă vei merge pe drumul ăsta. Mi-e indiferent lucrul ăsta. În clipa în care ți-e indiferent sfatul lui Dumnezeu, oricare este el, în clipa aceea devii imediat atras, devii fierbinte, devii incitat de rău. Și s-a văzut rezultatul. Totdeauna lucrul acesta va continua să fie pentru noi o luptă și va trebui să păstrăm întotdeauna acest echilibru. Sunt lucruri față de care trebuie să fiu rece pentru totdeauna, așa cum spune Pavel în Epistola către Galateni, prin crucea lui Hristos, lumea este rece față de mine și eu rece față de lume, sunt mort, sunt răstignit. Aceste lucruri nu au niciun apel la mine, cum nu ar avea la un mort, iar eu, la rândul meu, sunt față de aceste lucruri ca și cum aș fi mort. Deci la aceasta am înțeles cuvântul din Cartea Apocalipsei, capitolul 3, o, de a-i fi rece, ca fiind o chemare a lui Dumnezeu la totala separare de ceea ce este rău. El nu trebuie, de răul în diverse forme, el nu trebuie să găsească niciodată ecou în sufletul meu, niciun fel de vibrație. Cum se numește în medicină, că răspund la tratament, știi? Dom'le, i-a făcut tratament, dar nu răspunde la tratament. Da. Și acum diavolul îți face tratament, dar nu răspund la tratament. Dacă ești mort față de un lucru, nu răspund la tratament. Și totuși se întâmplă uneori
cum spunea și Pavel în Romani, vreau să fac binele da, se întâmplă să nu-l fac și parcă uneori cu cât, vorbesc în mod personal acum, cu cât mă străduiesc să fac ce-i bine și să mă gândesc la lucruri frumoase și să atunci ca cel mai... Alunec cel mai rău și parcă Satana are un avantaj asupra mea când încerc și îmi pun în gând să fac lucrurile bune. Bine ai făcut că ai atins cuvântul acesta, că Pavel spune, nu-i da prilejul, că dacă îi dai ocazia, el o folosește imediat, nu-i scapă niciun fel de ocazie. Dar experiența de pe care ai vorbit tu este a noastră, a tuturor. Noi toți, oamenii, suntem între acești doi poli totdeauna. Și întrebarea ar fi, există o nenorocită de mine, cine mă scapă din această, întreabă Pavel acolo în Roman. Am un cunoscut care a fost alcoolist, a băut mulți ani de zile. A devenit creștin, în sfârșit a trăit o viață frumoasă, a mers totul bine, până într-o zi când, spun el, zice, am fost luat ca vârtejul, cum te ia vârtejul și te zboară, am fost luat odată pe sus, literalmente, că nebunesc și mor dacă nu trec drumul la birt, peste drum acolo de mine, și să torn în mine o sticlă de vin fără să mă opresc, că înainte beau din găleată, nu mai beau din sticlă, puneau o găleată de vin și o beau tot acolo. Acum și, măcar o, măcar zis, o zice, sticlă să bea. Așa, mi-imaginam cum o voi turna toată acolo. Și eram grăbit, împins, repede. Și zice deodată, mi-am dat seama, eu eram pregătit să plec la biserică. Și a venit peste mine chestia asta. S-a întâmplat în cazuri grave, cum a fost Jim Baker aici în Statele Unite. A prăbușit cea mai mare misiune creștină, avea 50 și ceva de milioane de viewers. S-a prăbușit cea mai mare misiune creștină de aici, din drumul lui, din cameră până la camera, urma să filmeze. Și pe drum s-a oprit și a comis adulterul, trecând pe lângă o cameră și întâmplându-se niște nenorociri. Nu vreau să intru în detalii, vreau să spun că uneori atacul este fulgerător, este scurt, efectele sunt totale. Și acest prieten al meu spune, zice, când am văzut că sunt pur și simplu presat și împins să fac lucrul ăsta, mi-am adus aminte de Dumnezeu. Zice, m-am întins imediat, nu am stat în genunchi, sau m-am întins jos la pământ. Și ce se întâmplă, Doamne? Ce se petrece aici? Și ce mi-a venit o poantă în minte, el e foarte înalt așa, zice, când eram acolo, scrie, Dumnezeu are fan câteodată, face poante din acest. Fan de noi. Zice, mi-a venit o poantă din asta în minte când eram întins jos acolo și am început să dau din picioare și am zis, dacă voi vreți să vă duceți la birt, puteți să plecați, dar eu de aici nu plec. Nu mă ridic. Eu nu mă ridic. Și picioarele nu a plecat fără mine, spune dumnealui. Da. Ce ne învață lucrul acesta, ca răspund la întrebarea ta? Supune-i lui Dumnezeu ce simți, fără niciun fel de rezervă. Absolut. Indiferent dacă este ceva murdar, rău, păcătos, crud, răutate, crimă, sete de sânge, indiferent ce este în ființa umană, totul trebuie adus înaintea lui Dumnezeu. Spune-i lucrul acesta. Atâta de mișcător este dialogul omului care iubește pe Dumnezeu, cu Dumnezeu, despre propriul lui suflet. Uite cu ce se frământă sufletul meu, Doamne. Asaf, Psalmul 73, zice, uite cu ce mă frământam eu, până când am venit în prezența Domnului, când am ajuns acolo, deodată am văzut lucrurile cu alți ochi. Mulțumim. Dragi telespectatori, nu pierdeți prezentarea Rece sau un clocot alături de pastorul Nicu Butoi. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine! Dragii mei prieteni, cu aceeași bucurie în suflet și cu aceeași prospețime și dragoste pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu, despre care știu că a îndreptat milioane de vieți pe pământ, știu că planeta aceasta nu ar fi aceeași dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu nu ar fi lucrat și trăit în lume și mai ales și dincolo de orice, nu s-ar fi întrupat în acela care este cuvântul întrupat. Domnul nostru Iisus Hristos. Să cerem călăuzirea lui Dumnezeu. Tată, te rugăm în numele Domnului Iisus să conduci sufletul nostru în înțelegerea acestui adevăr pe care astăzi îl vei așeza pe masa sufletului nostru prin Domnul Iisus. Amin. Dragii mei, cred că nu are rost să vorbim despre importanța temperaturii
când e vorba de o reacție chimică, de un proces tehnologic, când e vorba de funcționarea corpului nostru chiar, nu este cazul să vorbim despre importanța temperaturii. Există o temperatură ideală, o temperatură de funcționare. Tu ai în bordul mașinii tale un instrument care îți arată ce temperatură ai la motor și când acesta a intrat pe roșu, știi că deja radiatorul fierbe și garnitura s-a ars. Este clar lucrul acesta, motorul nu poate să meargă. Ai un termometru, îl pui liniștit sau la frunte sau așa și când ți-a arătat că e dincolo de limita aceasta, deja este alarmă. Pentru că prin creație Dumnezeu a stabilit o temperatură ideală de funcționare. Se întâmplă că lucrul acesta nu are aplicație doar în cele fizice și firești și biologice, ci și în cele duhovnicești, sufletești, spirituale. Lucrul acesta este de aceeași extremă importanță. Și vom urmări cu ajutorul lui Dumnezeu aceasta în contextul scrisorii către Laodiceea, pe care o găsim în Cartea Apocalipsei, capitolul 3, începând de la versetul 15. Și aici vom găsi noi o dorință, un of al lui Dumnezeu, o adâncă suferință sufletească pentru ceea ce ar trebui să fie și ar putea să fie, dar nu este. Oriunde citiți în Biblie despre mânia lui Dumnezeu, s-a aprins mânia lui Dumnezeu, mânia și mânia, nu citiți mânia, citiți suferința lui Dumnezeu. Și dacă va îngădui bunul Dumnezeu, vom dezvolta odată lucrul acesta. Dar suferința lui Dumnezeu este exprimată în cuvintele: mi se zbate lăuntru în mine când e vorba de tine. Și la fel noi față de copilul nostru suferind. Noi nu ne aprindem de mânie față de copilul nostru suferind. Chiar dacă sufere din vina lui, din prostia lui, din nenorocirea lui, suferința, cel ce sufere, spune Iov, are dreptul la mila prietenului, cu atât mai mult a părintelui. Și Dumnezeu care a spus cuvântul acesta este El însuși întruparea Lui. Acolo se întrupează cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim în Apocalips 3, capitolul 3, versetul 15. O, dacă ai fi rece sau clocot. O. Acest O spune mult, spune enorm. Dumnezeu vorbește din lăuntru. Ca un părinte care vede suferința copilului lui și știe că nu ar fi fost cazul să se treacă pe acolo. Știe că undeva la o intersecție a ales altceva. Știe lucrul acesta. Este acel oftat adânc, însoțit de lacrimile lui Iisus pentru Ierusalim. Nu știi unde duce drumul pe care ai apucat. Am avut alt plan cu tine, am dorit să fac altceva, nu ai vrut. Nu, că nu l-au cunoscut, nu l-au înțeles. Nu, n-ați vrut, a spus Dumnezeu, tăcere, când El a spus cuvântul acesta. Dar aici este ceva contemporan, este ceva aplicat la ființa noastră. Dumnezeu spune, aș vrea să fii rece. Cum să fiu rece, Doamne? M-am gândit de multe ori la cuvântul acesta. Am cotrobăit pe internet peste tot, am ascultat multe predici, l-am căutat prin cărți, l-am urmărit în timpul vieții. Cum le explică oamenii lui Dumnezeu, ce fel de explicație au adus aici? Am învățat de fiecare dată câte ceva, niciodată însă de ajuns, nici acum nu pot să spun lucrul acesta, decât că astăzi vom înțelege, cel puțin în dreptul meu, am înțeles o nuanță pe care n-am văzut-o până acum. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună ne vom hrăni sufletul cu versetul acesta din, pe care îl avem în Eclesiast, capitolul 10, cu versetul 4. Ce să însemne acest O, dacă ai fi rece? Dumnezeu te vrea rece. Ce înseamnă asta, frate? Rece sau un clocot? În clocot am înțeles să fii un clocot pentru Dumnezeu, dar O, dacă ai fi rece? Cum adică? Vrea Dumnezeu? Da, păi același O. După cum în grădina Edenului exista pomul cunoștinței și pomul vieții, era acolo, da? Tot la fel aici. Tot El este Cel care spune, dacă ai fi rece, cât te-aș dori să fii rece? Cui ar place
Cineva să fie rece. Ai văzut pe om, este rece, un om rece. Am înțeles lucrul acesta și chiar și animalele, ele se dau departe de un om rece. Nu. Dar uitați-vă că aici așa scrie Apocalipsa 3:15. O, dacă ai fi rece, rece, rece. Ce să fie acest rece? Iubiții mei, în Eclesiast, capitolul 10, versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: sângele rece te păzește de mari păcate. Vă mărturiseam că am această pasiune de a vedea sensurile unui cuvânt. Un cuvânt, cam cum e în limba română, cuvântul cer. Cer înseamnă cer, cuvântul cer, eu cer, ei cer. Deci sunt mai multe variante, mai multe sensuri ale aceluiași cuvânt. La fel am umblat pe fir aici și când am căutat expresia aceasta, sânge rece te păzește de mari păcate, și am găsit că înseamnă indiferență sau nepăsare sau separare totală vis-a-vis de un anume lucru. Ești rece față de lucrul acela. N-am găsit ceea ce aș fi dorit să găsesc, dar pe care îl voi aduce înaintea voastră cu această ocazie. Rece în contextul acesta nu înseamnă a fi o ființă rece, care nu reacționează, nu se emoționează, nu se bucură, nu se întristează, este rece ca gheața sau ca piatra. Nu, înseamnă mult mai rău și mult mai grav. Rece înseamnă mort. O, de ai fi mort sau de ai fi în crocot. Mort față de ce? Sfânta Scriptură spune clar că noi am fost morți în păcat și de acolo ne-a înviat Dumnezeu în Hristos, Epistola către Efeseni. Păstrați cuvântul acesta. Dar după ce am fost înviați din morți, din mort în păcat, n-am scăpat de moarte, moartea rămâne. Și anume suntem chemați acum să fim morți față de păcat. Rece. Când nu ești rece față de păcat, adică mort, reacționezi. Fie îți salivează gura când vezi ceva gustos sau așa, fie îți salivează ochii când vezi ceva, fie ți se încingă, începe să-ți fiarbă radiatorul sau lucruri de felul ăsta când cineva te provoacă. Acestea sunt simptomele și manifestările unuia care nu e rece. Nu e mort față de situația aceasta. Poate omul nu face niciun fel de rele, dar impulsul, înclinația, reacția apare. La acela care este mort față de păcat, reacția aceasta nu apare. Păcatul vine și pleacă fără niciun fel de însemnătate. Este absolut mort. De aceea Pavel spune în Epistola către Galateni: virtutea supremă a crucii lui Hristos în viața mea este că m-a făcut pe mine să fiu mort față de lumea aceasta și a făcut lumea aceasta să fie moartă față de mine. Adică nu are niciun fel de apel la simțurile mele, la dorințele mele, la poftele, plăcerile mele, nu are apel la mine. Ceea ce înseamnă lumesc, lume, păcat, păcătos, demonic, nu are apel. Este mort. Dar lucrul ăsta nu se poate întâmpla niciodată în cadrul natural, să fie o ființă care să fie moartă față de astfel de lucruri. Nu, ați văzut, ați rămas uimiți cum un copil care abia a învățat să vorbească, abia a învățat să meargă, imediat calculează un răspuns mincinos la o anumită situație. Te gândești cum de s-a întâmplat lucrul acesta. Este acolo, văd în mine altă lege, e clar că am venit cu ea, știu de unde o am, nu e de la Dumnezeu, e tot de la tata, știu precis de unde vin cu ea, dar este acolo, este acolo. Nu pot să îndepărtez niciodată realitatea păcatului din jurul meu, el este acolo. Și nu pot să niciodată să neg realitatea
reacției mele, impulsului meu, răspunsului meu vis-a-vis de provocarea păcatului. Este acolo. Dar am de la Dumnezeu autoritatea aceasta, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Am de la Dumnezeu autoritatea aceasta să condamn păcatul acesta la moarte față de mine, să fie mort pentru mine, așa ceva, și am autoritatea de la Dumnezeu asupra propriei mele ființe să mă declar mort față de, așa, de un astfel de lucru. Cât de mult îi interesează pe un mort faptul că l-ai jignit chipurile, i-ai stricat imaginea. Cât îl interesează pe un mort, atâta trebuie să te intereseze pe tine. Cât îl interesează nedreptatea pe un mort. Nu e drept, nu e corect, uite ce nedreptate am suferit. Cât de mult îl interesează pe acesta, cât de mult îl interesează pe acesta plăcerile păcătoase, desfrânate, murdare, josnice, pofta ochilor, să vedem niște lucruri care n-ar trebui să le vadă o ființă umană niciodată. Cât de adevărată este realitatea acestor lucruri, tot de adevărat e faptul că am primit autoritate de la Dumnezeu să fiu mort față de aceste lucruri. Dacă nu mă manifest față de păcat în miile lui de forme, dacă nu mă manifest în acest fel, este pentru că niciodată nu am pus la lucru și nu am făcut uz de autoritatea care mi-a fost dată. Ai înțeles bine cuvântul ăsta al Domnului Iisus Hristos? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pământ. Ai înțeles? Toată puterea în cer și pe pământ. În numele acestei autorități, de fapt, în cuvântul original spune toată autoritatea mi-a fost dată. În numele acestei autorități, El este Cel care conferă autoritate, îți conferă ție autoritate, atât asupra păcatului să-L declari mort față de tine și să fie mort față de tine, cât și asupra ființei tale să te declari mort față de așa ceva. E probabil un pic mai complicat pentru cineva care nu este familiarizat cu conceptele spirituale, dar nu cred că este atât de complicat încât cineva chiar să nu înțeleagă ideea de a fi mort față de un lucru sau altul. O, de a fi rece. Te-aș vrea rece. Te-aș vrea rece față de mândrie, rece față de prostie, rece față de orice fel de păcat, în orice fel de formă, rece față de orice formă de manifestare care distruge sufletul tău și trupul tău și familia ta și biserica ta sau lumea în care trăiești. Te vreau rece față de așa ceva. Problema gravă a Laodiceei, pe care o găsim în același capitol 15, zice: tu nu ești rece față de păcat. No, tu ești căldicel. Tu nu te încingi față de păcat, dar nu ești nici mort. Te interesează, te atrage. De aceea spunea Pavel lui Timotei, vezi că nu cumva, ocupându-te de păcatele altora, ascultând mărturisiri de la oameni, fel de fel de situații groaznice pe care le asculți, le mormântezi în tine, te duci cu ele în pământ și înaintea lui Dumnezeu, vezi că nu cumva ascultând astfel de lucruri, ca în psihiatrie, să ajungi să te transforme, să nu cumva să fii ispitit și tu. Ia bine seama la lucrul ăsta. Singura siguranță pe care o avem este aceea pe care ne dă cuvântul lui Dumnezeu. Să fii mort față de astfel de lucruri. Sigur că omenește, firește, pământește, nu se poate întâmpla așa ceva. Nu e nimeni mort față de așa ceva. Nu e nimeni mort când se zic anumite lucruri, când se întâmplă anumite lucruri, când vede anumite lucruri, când îi vine minte. Nu e nimeni mort față de așa ceva. Un om este, răspunde. Dar ce situație tristă și tragică e căldicel față de lucrul ăsta. Nu le face, dar nici nu găsește de rău pe cei ce le fac. Vorbeam cu un prieten zilele trecute și zic, uite, o concepție ca aceasta a ta te va aduce să fii judecat împreună cu clasa aceasta de oameni. Și el a spus, nu, eu nu sunt parte din, nu am făcut-o niciodată așa ceva, nu am cum să fiu. Ba da, zic, ai să fii judecat cu clasa aceasta de oameni și am să spun de ce. Adică nu te supăra, adevărul nu trebuie să te superi, trebuie să te bucuri, dacă e posibil. Am să spun lucrul acesta. Tu nu ai făcut așa ceva, într-adevăr. Niciodată, tu și soția ta, voi n-ați făcut lucrul ăsta. Dar ne-ați găsit de răi pe cei ce au făcut așa ceva. Voi ați pledat în favoarea acestor oameni.
Zice Biblia, nu numai că fac aceste lucruri, adică unii le fac, dar alții nu le fac, în schimb găsesc de buni pe cei ce le fac. Laodiceea este căldicel, ea nu le face, dar nici nu găsește de rău pe cei ce fac astfel de lucruri. Ba, încă faptul că este o persoană sau cineva este căldicel vis-a-vis de un anume aspect al vieții, de genul acesta despre care am vorbit, îl arată că nu este mort. O ființă aceasta este o ființă vie și este o ființă care reacționează la adresa păcatului și a fără de legii. De asemenea, ești căldicel vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. E groaznic lucrul ăsta. Sunt persoane care sunt reci, sunt moarte complet vis-a-vis de Evanghelie. Ei poate să asculte oricâte predici, oricâte cuvinte, omul este mort. Nu va răspunde niciodată. Tu nu ești mort. Pe tine te impresionează, te mișcă uneori până la lacrimi cuvântul lui Dumnezeu, dar se oprește acolo. Ești căldicel. Tu reacționezi un pic, răspunzi un pic. Nu ești mort, dus față, vis-a-vis de Dumnezeu. Ci ești, dar ești căldicel. De aceea Biblia spune, nu trebuie, dacă ai fi rece față de lucrul acesta, înseamnă că ești mort în păcat. Hristos te va chema din morți la viață. Noi eram morți în păcatele noastre, am fost chemați de Hristos la viață. Este adevărat cu privire la mine, la tine și la noi toți. Din moarte venim toți. Noi suntem Lazar acela care mirosea greu după 4 zile. Din moarte. Dar ce să mai faci cu un om care este căldicel? Dacă îl chem la pocăință, el spune, pe mine mă impresionează cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt viu față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu trece niciodată la împlinirea acestui cuvânt. El este doar căldicel, răspunde la aceasta. O, dacă ai fi rece față de păcat și dacă ai fi înclocot față de Dumnezeu. Acesta este cuvântul pe care îl spune el. De fapt, aceste două lucruri una sunt. Niciodată nu poate fi cineva înclocot pentru Dumnezeu dacă nu este mort față de păcat. Efectul de a fi înclocot sau fierbinte față de Dumnezeu, efectul acesta se manifestă prin faptul că ești mort față de păcat. Nici nu intră în discuție treaba aceasta. Nu există pentru tine. Lumea aceasta e moartă pentru tine și tu ești mort față de păcătoșenia ei. Dacă ești fierbinte pentru Dumnezeu. Aici este diferența, aici este marea întrebare și marea problemă. Trebuie urmărit aspectul acesta în lucrurile de fiecare zi. Trebuie să-ți urmărești inima. Trebuie să vezi, trebuie să înțelegi, trebuie să simți și să trăiești realitatea aceasta urmărind din perspectiva Cuvântului Lui Dumnezeu. Cum îmi este sufletul aici? Fiindcă temperatura la care se desfășoară viața noastră și umblarea cu Dumnezeu, după cum are 36,5 în viața biologică, fizică, tot la fel este o anume temperatură la care funcționează sufletul omenesc. Și temperatura aceasta are două dimensiuni. Trebuie să fii rece față de păcat, complet mort, indiferent, total, și trebuie să fii viu pentru Dumnezeu. Dăruiți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, din morți cum erați, vii pentru Dumnezeu acum, în timp ce voi sunteți chemați, voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu putem să cităm acest cuvânt, viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, fără să cităm cel din tâi cuvânt. Voi ați murit față de ceea ce este firesc, pământesc, lumesc, drăcesc. Voi ați murit față de așa ceva, așa ceva este mort față de voi și acum voi puteți să spuneți că viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Se întâmplă că din eroare, din greșeală gravă uneori, aplicăm răceala acolo unde nu ar trebui și aplicăm fierbintele sau clocotul acolo unde nu ar trebui. Ne încălzim pentru ceea ce nu ar trebui să ne încălzim și stăm reci față de ceea ce ar trebui să ne miște sufletul. Aș vrea să mergem împreună în Geneza 45, versetul 26. Când frații lui Iosif se întorc din Egipt și când se întorc cu marea veste de acolo și când spun Iosif trăiește, Iosif este stăpânul lumii, ei spun lui Iacov, după 20 de ani, aproape 20 de ani de
plângând mă voi coborî mormânt la fiul meu, trăind această viață atâta timp. O astfel de veste n-are unde să prindă. El este mort față de Evanghelia aceasta, dar este viu pentru convingerea lui că va trăi și va muri plângând pentru fiul lui. Versetul 26 spune, inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Astăzi se proclamă Evanghelia în lume. Astăzi se proclamă venirea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, venirea Lui în viața noastră, revenirea Lui pe norii cerului. Se proclamă lucrurile acestea. Nenorocirea lumii noastre de astăzi este că ea rămâne rece și noi suntem aceia care rămânem reci uneori față de ceea ce ar trebui să aprindă noi speranța aceasta. Vă puteți imagina cum ar fi trebuit să sară Iacov, care părinte dintre noi, după ce a considerat că și-a pierdut copilul. Atâta timp am vorbit cu o mamă zilele trecute. Ce suferință adâncă, a fost omorât copilul ei pe un vapor încercând să treacă oceanul. L-au găsit în largul oceanului și i-au aruncat și i-au înnecat. Au murit acolo. Suferința ei nu se va sfârși cât va trăi ea. Ce ar însemna într-o zi să-i vină vestea, fiul tău trăiește, este în Rio Grande, este în cutare loc în America de Sus. Ce ar însemna pentru el? Iacov însă rămâne rece. De ce? Necredința ucide în noi entuziasmul, bucuria aceasta, reacția aceasta plină de viață față de adevărul acesta al lui Dumnezeu. Inima lui a rămas rece pentru că nu-i credea. E adevărat că lucrul acesta s-a aplicat și la prima lor explicație cu haina aceea, cu sânge de țap și cu astfel de lucruri. Fețele lor nu arătau a oameni care spuneau adevărul, dar absența lui Iosif era clară. Era clară. Acest lucru nu putea fi contestat. Acum îi se aduce vestea bună, dar lipsește prezența lui Iosif. El nu mai poate crede. Pentru că atâta timp a cultivat această depresie în care nu pomenește de Dumnezeu, nu spune nimic decât plângând mă voi coborî la fiul meu în locuința morților. O, de a-i fi rece față de ce ar trebui să fie rece și de a-i fi în clocot sau fierbinte pentru ce ar trebui să fie fierbinte. Știu faptele tale. Nu ești nici rece, nici în clocot. Știu că ești căldicel. Știu că arăți oarecare măsură de interes vis-a-vis de credință, dar nu te pasionează lucrul acesta. Știu că ai crezut în Dumnezeu și ai crezut în Domnul Hristos, dar Hristos nu este viața ta. Este parte, da, are un rol de jucat. Sfânta Scriptură spune în termenii cei mai simpli și transparenți, știu faptele tale, știu despre ce este vorba. Nu ești nici rece, nici în clocot. Oh, spune Dumnezeu, oh, dacă ai fi rece față de păcat și dacă ai fi în clocot față de Dumnezeu. Situația aceasta însă de căldicel, lucrul acesta te va face în final să lepezi pe Dumnezeu și să uiți pentru totdeauna făgăduința și cuvântul Lui. Nu se oprește aici. Căldicel nu este ceva permanent. Este o stare tranzitorie. Luați un vas cu apă și dacă e în el apă călduță, este acolo, nu e decât o problemă de timp până când această apă va avea temperatura mediului. În caz că mediul este înghețat complet afară, va îngheța, chiar dacă ea a început căldicel. La fel se întâmplă cu sufletul nostru. Lucrurile nu stau pe loc, vreau să spun. Și atunci îi spune Pavel lui, ucenicului său Timotei, înflăcărează darul care este în tine, că se stinge focul. Nu te mai mișcă până la lacrimi descoperirea dumnezeiască a cuvântului său. Nu te mai bucură până în ceruri biruința lui Dumnezeu. Sufletul se strânge din ce în ce și moare. Pune și înflăcărează, dar o atâță focul. Mărește flacăra, pune, reașează lemnele, cum facem noi cu focul acesta. Și înflăcărează darul care este în tine, că dacă nu-l înflăcărezi, într-un timp oarecare se va transforma în cenușă. Acest lucru nu este spus unui singur om și nu doar o singură persoană ar putea fi expusă la așa ceva, ci este experiența fiecăruia dintre noi.
credința în Dumnezeu și credința fierbinte în Dumnezeu și dragostea pentru oameni și dragostea fierbinte pentru familia ta, pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru lumea în care trăim, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de fierbinte a iubit Dumnezeu lumea, lucrurile acestea sunt o plantă firavă din ceruri, care în mediul acesta necesită o întreținere foarte atentă. Ați avut și aveți plante de felul ăsta și am văzut oameni care aveau un acvariu anumiți, pești colorați, nemaipomeniți, da, mi-a spus cineva, zice, este foarte frumos, dar nu-ți imaginezi ce îngrijire necesită așa ceva. Și așa este planta aceasta cerească a iubirii fierbinții, care s-a născut în urma faptului că am fost iubiți de Dumnezeu, necesită atenție mare, necesită îngrijire foarte atentă. La aceasta suntem noi chemați de cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu lucrează cu sufletul nostru, El nu lucrează căldicel cu noi. El nu zice, s-ar putea, posibil, să vedea. Nu, nu există la Dumnezeu așa ceva. La El nu este da și amin, maybe, s-ar putea, nu. La El este hotărât lucru. Iisus a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim. Când Dumnezeu lucrează cu sufletul nostru, El lucrează fierbinte cu noi. Și mergem în Neemia, capitolul 9, versetul 26. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ei s-au răsculat și s-au răzvrătit împotriva ta, au aruncat legea ta la spatele lor, au ucis pe prorocii tăi care îi rugau fierbinte să se întoarcă la tine și s-au dedat la mari ocări față de tine. Ce fel de lucrare făceau acești proroci? Iată ce scrie cuvântul despre ei, ce mărturie dă Duhul Sfânt despre ei. Vă rugau fierbinte să vă întoarceți la Dumnezeu. Ce-i cu predica aceea călâie? Ce-i cu vorba aceea, așa pe la coada gurii, în dreapta, în stânga? Ce-i cu lucrul acesta? Când noi vorbim de așa ceva, așa vorbim noi cu cineva pe care îl chemăm să iasă dintr-o casă care e gata să se prăbușească peste el. Așa vorbim noi cu această persoană a cărui casă este în flăcări și îi strigăm să iasă afară. Așa procedăm noi cu cineva care se neacă sau sărim cum a sărit omul acesta din America pe care l-a decorat Garda Națională Americană. A sărit într-o vâltoare groaznică, era cu copaci, cu piatre, cu nămol și a văzut un cap de fetiță acolo, ieșea să neca, ieșea înapoi. Și atunci el s-a aruncat și a salvat-o și l-a întrebat, zice, cum de nu ți-a fost frică de faptul că te vor omorî copacii aceștia sau vei intra pe gura tunelului, că râul intra în tunel acolo? Și cum nu ți-a fost frică de lucrul acesta? Și zice, asta n-ar fi fost nimic, dar zice, când eram în aer, când am sărit, mi-am adus aminte că nu știu să not, după ce am sărit către ea. Dar, iubiții mei, noi nu acționăm așa când copilul nostru e în pericol. Noi nu acționăm, ci scrie Biblia, prorocii tăi rugau fierbinte. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie spus cu suflet. Altfel nu reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut când au venit magii și i-a întrebat Irod unde se va naște, a spus unde se va naște, a chemat preoții, cărturarii. I-au zis ce spun oamenii aceștia, ce părere aveți. Da, așa scrie acolo, pe mica, așa scrie acolo, că Betleem e frata, da, măcar că ești așa. Și a plecat. Pe cuvântul lui Dumnezeu? Pe când despre păstori spune când au ieșit, despre magi și au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie. Acesta e adevărul. Sigur că mai devreme sau mai târziu toți vom trăi această sfântă și înălțătoare experiență de a recunoaște drepte și adevărate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, drepte și drept ești Tu că ai judecat așa. Sigur că va veni ziua aceasta. Dar la ce mi-ajută dacă voi spune lucrul acesta când nu mai e de folos? Pe când acum suntem chemați. Când vorbim cu copiii noștri despre credință, nu vorbim așa întâmplător. Când vorbim cu vecinul nostru din avion sau de unde suntem, vorbim întâmplător. Nu vorbim pe orice fel de ton. Dimpotrivă, punem suflet și dacă simțim că nu avem suflet, să cerem de la Dumnezeu, ajută-mă să nu cumva. Ați observat diferența dintre o mâncare călâie, dacă zice cineva mâncare călâie sau dacă este încălzită. Iubiții mei, rugăciunea aceasta
versetul 29 din același Neemia, capitolul 9, rugăciunea lor nu era una, rugămintea lor, îndemnul lor nu era unul rostit de așa. I-au rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta, dar i-au stăruit în îngânfarea lor, n-au ascultat de poruncile tale și au păcătuit împotriva rânduirilor tale care fac viu pe cel ce le împlinește. Ți-au întors spatele cu îndărădnicie și au înțepenit grumazul și n-au ascultat. Nu e vorba de predicatorul acela pe care îl însoțește adunarea, amin, aleluia, gata, aplaudă la fiecare cuvânt și el zice mai tare pe baza acestor aplaude. E vorba de un mediu total opus. E vorba de oameni care au întors spatele lui Dumnezeu, e vorba de oameni care au disprețuit pe Dumnezeu și în mediul acesta, scrie Scriptura, lor nu li s-a răcit sufletul. Ce frumos am citit într-o carte, să adunăm căldură din răceala lor, să adunăm credincioșie din trădarea lor. Cu cât oamenii aceștia erau mai disprețuitori și mai indiferenți și batjocoritori față de Dumnezeu, cu atât omul lui Dumnezeu i-a rugat mai fierbinte să se întoarcă la Dumnezeu. I-au rugat fierbinte să se întoarcă la Dumnezeu, dar ei și-au înțepenit grumazul și n-au ascultat. Este acesta un eșec? Am rugat fierbinte o lume degeaba? Nu. Cartea lui Ezechiel spune, tu spune-i fierbinte, tu roagă fierbinte, tu fă lucrul acesta. El dacă te ascultă, e pentru sufletul lui și dacă nu te ascultă, tu îți vei mântui sufletul pentru că tu le-ai rugat fierbinte, le-ai rugat din toată inima și a simțit în tonul vocii tale importanța și gravitatea situației acestea. Ați citit că englezii în politeția dumnealor, am trăit mulți ani printre dânsi și îi port în suflet. În politeța aceasta dumnealor, când Titanicul este lovit de moarte, au bătut la ușă și au spus că s-a întâmplat ceva care nu e neapărat în favoarea noastră și așa mai departe. Așa se vorbește într-o situație de catastrofă? Așa se vorbește? Împăratul Hirohito al Japoniei, după pierderea războiului și bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, a dat o proclamație către țară cu aceleași cuvinte. S-a întâmplat ceva care nu e neapărat în favoarea noastră. Am înțeles lucrul acesta, dar Scriptura spune că aici sunt lucruri de o așa însemnătate, încât nimeni n-ar trebui să le ia ușuratic sau să le prezinte ușuratic cuiva. Să cerem de la Dumnezeu ca orice cuvânt al lui Dumnezeu rostit prin noi să fie însoțit de puterea lui Dumnezeu. Așa scrie Scriptura. I-au rugat fierbinte. Și Pavel spune, nu, lucrul ăsta nu a caracterizat o epocă sau o vreme. Prorocii au fost ei așa și... Nu, orice om al lui Dumnezeu, bazat pe însemnătatea, pe urgența, pe dramatica importanța cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să prezinte acest cuvânt cu suflet. Acest cuvânt e parte din viața lui, din viața și ființa lui. Și în 2 Corinteni 5 cu 20, Pavel spune în cuvinte simple, noi suntem ambasadorii lui Hristos, trimiși de Hristos, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu! La un moment dat, așa numită demnitate chipurile și acest formalism mort, urât, mirositor, face pe cineva să rostească Evanghelia în niște termeni așa asemănători celor pe care îi foloseau farisei și cărturarii. Iisus n-a vorbit așa. Scrie Biblia că el nu învăța cum învățau cărturarii și farisei, ci învăța ca unul care avea autoritate și putere. Păi da, vezi, asta este. Da, și ce dă autoritatea și puterea? Faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu, cum i-a spus lui Elisei, cunosc acum că acest cuvânt al lui Dumnezeu e adevăr în gura ta, e adevărat pentru tine, e parte din viața ta și felul cum tu îl prezinți indică spre aceasta. Pe când felul cum îl prezintă altcineva nu este adevăr în gura lui. Felul de a prezenta Evanghelia aceasta călâie, căldicel, este o mărturie că nu e adevărat. Cel ce stă în bancă și ascultă Evanghelia căldicică, așa prezentat acolo, trage concluzia că nu e adevărat. Dacă ar fi adevărat, a spus condamnatul acela la moarte,
din Anglia, îl scoteau dimineața la 4 să-l spânzure și mergea capelanul înaintea lui și citea în asta, The Common Prayer, în cartea de rugăciune, citea câte cea. Și atunci condamnatul acesta i-a spus că, hei, ia stai puțin capelanul, tu crezi ce citești acolo în cartea asta? Da, mă cred. Păi ascultă puțin, dacă ai crede așa ceva, n-ai vorbit în felul ăsta. Adică e adevărat sau nu este adevărat ce spui? Dar Pavel spune, zice, noi vă rugăm fierbinte, nu doar că vă invităm cordial, amabil, vă rugăm fierbinte, voi simțiți din glasul și din viața noastră însemnătatea cuvintelor pe care le spunem. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și în relațiile dintre voi, acest lucru se va manifesta fără niciun fel de întârziere, de îndată ce cineva este fierbinte față de Dumnezeu, de îndată omul acela va fi fierbinte în apelul lui față de oameni. De îndată ce un om este fierbinte față de Dumnezeu, va fi fierbinte față de casa lui, față de copiii lui, de soț sau de soție. Acest lucru este semnul vizibil a acelei transformări invizibile care se petrece înăuntru ființei noastre. Aș vrea să revenim la acest oftat adânc al Domnului. O, de a-i fi rece. Sigur că niciodată n-aș vrea să cred că găsim de bine răul. Nu este bun. Deși faptul că nu suntem morți față de el arată că avem o rezervă totuși. E rău, dar nu e chiar atât de rău și atunci este postura aceasta de căldicel. Dar ți-ai dorit cu adevărat și ai cerut de la Dumnezeu ca prin crucea lui Hristos păcatul acela sau lumescul acela, pământescul, firescul, drăcescul acela care te atrage, călcâiul acela al lui Ahile, unde ești vulnerabil, dacă te atinge cineva acolo, imediat reacționezi. Sau... Te-ai rugat la Dumnezeu să fii mort față de lucrul ăsta și lucrul acesta să fie mort față de tine prin crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos nu este o povestire de 2000 de ani, veche de 2000 de ani. Nu este o întâmplare din Ierusalim, este un mod de viață. De aceea a spus el să-și ia crucea în fiecare zi. Care e semnul că port crucea lui Hristos în fiecare zi? Este un semn vizibil. Iată semnul. Semnul constă în efect și anume lucrul lumesc, pământesc, firesc, demonic, este mort față de mine. Nu are niciun fel de apel la sufletul meu. Nu-mi scapără ochii, nu-mi salivează gura, nu. E vorba de o formă de control, da, pentru că stoicii aveau acest extraordinar control asupra sufletului lor. Nu e vorba de acest control. Deși el este un instrument, este stăpânirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o asupra ființei noastre, nu ființa noastră stăpână, firea noastră stăpână peste noi, noi suntem stăpâni peste ea, este clar lucrul acesta. Dar acest lucru nu se întâmplă decât într-o singură împrejurare. În cazul că ai niște valori de o așa înălțime, de o așa superioritate, dacă îmi permiteți, care nu numai că pun în umbră, dar nimicesc total lucrurile firești pământești care sunt pieritoare. Trebuie să fie altceva în suflet. Ia, ne putem controla. Uite, și Haman, spune Biblia, s-a indignat când l-a văzut pe Mardoheu, a văzut stele verzi așa în față, dar Biblia scrie, a știut să se stăpânească. Da. Și fariseii știau să se stăpânească pentru că era lumea care vedea și ei se stăpâneau în cuvintele pe care le spunea vis-a-vis de Iisus, deși planul lor acesta era. Nu e vorba de controlul acesta asupra ființei, ci este vorba de trăirea, de împărăția lui Dumnezeu care se manifestă prin trăirea Duhului lui Hristos în noi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și din motivul acesta a spus Iosif, n-are sens să vorbim de așa ceva. Lucrul ăsta este mort față de mine atâta timp cât este viu,
Dumnezeu în viața mea. Cum aș putea să fac lucrul acesta împotriva lui Dumnezeu care este viu în viața mea? Sunt mulți oameni care teoretic au această dorință, dar nu, experiența nu reușește. Experiența arată căderea și decăderea și recăderea și de 7 plus 1 ori mai rău. Așa arată experiența umană. De ce? Pentru că în acest loc numit casa sufletului nostru, acest loc este gol. E lipsit de acea prezență. De prezența aceea sfântă care menținea focul necurmat la templu. Focul acela nu avea voie să se stingă. Dragostea ta pentru Dumnezeu, dragostea ta fierbinte pentru Dumnezeu, trăirea lui Dumnezeu, locuirea lui în viața și ființa ta, nu sunt evenimente legate de predică sau de o situație sau altă, ci este viața ta, când se va arăta Hristos viața noastră. Acesta este lucru care ne va ajuta să trăim la temperatura ideală pentru sufletul nostru. Lucrul acesta nici nu va arde, nici nu va îngheța inima noastră față de Dumnezeu, ci o va ține totdeauna fierbinte, cu o dragoste fierbinte pentru El. Și se va împlini această dorință exprimată cu acest adânc of al sufletului Lui. O, dacă ai fi rece față de păcat și în clocot față de Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, pentru această înaltă chemare. Este o stâncă pe care nu putem să ajungem singuri, dar cuvântul Tău a venit însoțit de puterea Ta și de porunca lui Dumnezeu de a fi așezați în această stare după voia lui Dumnezeu. Astfel, Te rugăm deschis și simplu, ajută-ne ca prin crucea lui Hristos lumescul să fie pentru totdeauna mort față de noi și noi să fim morți față de El. Și ajută-ne ca prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos să fim și să rămânem pentru totdeauna cu o iubire fierbinte față de Dumnezeu și față de aproapele nostru. Greu lucru cerem, știu, având în vedere nu puterea lui Dumnezeu, ci slăbiciunea noastră. Dar toate lucrurile sunt cu putință la Tine, Tată, de aceea ne închinăm și îți mulțumim pentru ceea ce ai făgăduit în cuvântul Tău. Amin.